Nemulțumirile oamenilor din cartierul de case aflat în zona industrială de pe raza comunei Aricești-Activani au început de când vecina lor, o femeie de 30 de ani, a adus mai mulți câini în curtea locuinței, care, spun vecinii, ar aparține surorii acesteia. De atunci, pentru aceștia, a început calvarul. Este vorba de o haită aici. De ce? Despre câte animale se vorba? Om nouă, dintre care cam 7 sunt din rasa Cane Corso. Da? Animale foarte agresive. Ce s-a întâmplat dacă, de pildă, deși au cuișturile între ele, ar scăpa pe drum? Nu, dar nu sunt în permanență în cuști. Le dă și din drum. Se agită și fac un vacan de mama focului. Nu este pentru prima oară când localnicii din zona au depus mai multe sesizări la poliție, Direcția de Sănătate Publică Prahova și Cea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În plus, au cerut și primăriei să fie sprijiniți. Imposibil să stai la terasă să faci un grătar. Imposibil. Din cauza, probabil, mizerilor... De, dumneavoastră, închipuiți-vă că atâția câini își făceau excrementele pe sub soare și stăteau zile întregi până venea să... Sunt zile în care doamna nu vine aici în zonă și animalele doamna rămân... Doamna nu locuiește aici. Doamna vine odată la o zi, două, depinde când... Teribile. E veramente teribile. Abbiamo comprato este groaznic. Am cumpărat o proprietate aici, tocmai pentru că era un cartier liniștit. În acel moment era foarte multă liniște aici. Quindi venivamo spesso e... Se stava veramente bene. Dar pentru că nu au reușit cu niciun chip să se înțeleagă cu vecina, care tot timpul le vorbește urât, spun aceștia, miercuri seara au chemat din nou poliția. Oamenii legii au verificat dacă femeia deține în condiții legale cele 4 exemplare de Cane Corso, un Rottweiler și mai mulți metiși ai acestora. Polițiștii s-au deplasat la fața locului din primele verificări și în faptul că persoana reclamată, o femeie de 30 de ani, ar avea un conflict cu vecinii generat de nemulțumiri ale acestora cu privire la faptul că femeia deține mai mulți câini care deranjează liniștea cetățenilor. Astfel, femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1000 de lei, conform legii numărul 61/1991. Lucrătorii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor arată că 4 pedele sunt îngrijite corespunzător, au carne de sănătate cu vaccinuri făcute la zi și microcipate. În plus, acestea sunt luate în evidență la sediul poliției din Aricești-Activani. Oamenii din zonă însă spun că sunt deranjați de zgomotul infernal creat de câini și de mirosul care provine din curtea vecinei. Întrucât cu ocazia controlului efectuat la fața locului nu a fost identificată plăcuța cu inscripția câine rău la intrarea în imobil, iar unele spații de cazare ale exemplarelor canine nu erau finalizate, proprietara acestora a fost sancționată contravențional conform legii numărul 205/2004 și conform OUG numărul 55/2002. Oamenii vor să meargă în instanță pentru a-și face dreptate și pentru a reuși ca animalele periculoase să nu mai fie ținute atât de aproape de locuințele lor.